Fiul mai mare al victimei povestește că ieri toată ziua împreună cu fratele său au instalat un gard în curtea casei mamei lor, iar spre seară s-au așezat la masă, unde l-au invitat și pe vecinul ucigaș. El l-a făcut ieri gardul, că gardul, l-a făcut ieri, l-a terminat azi masă, mulțumit la toți. Pui el ca ca i vecinul intrat Bardigin, o servit, o mâncat. După ce vecinul în vârstă de 37 de ani a plecat acasă, gazda hotărât să meargă până la magazin ca să mai cumpere câte ceva, iar când venea înapoi s-ar fi întâlnit cu el pe drum. O stat împreună, s în... eu a dus cat, la magazin, Asta mai iei până unde e? Și bine, pe drum, el cred că... Bună seara, bună seara, vecină, nu s-a să întrebi, nu te acolo și s-a întâmplat. a, a, -a o și o tot de în casă. fost repede, și de minute cred că aș fost. Vecinii nu exclud că scena oribilă să se fi petrecut chiar sub privirea fiului de 10 ani al bărbatului, deoarece acesta era acasă în acel moment. Femeia mai mult moarte decât vie a fost descoperită de către sora ucigașului. Aceasta a și chemat poliția și ambulanța. Vecinii spun însă că nu au auzit nimic ieri a fost la biserică și la biserică era și n-a știut până dimineața. Rudele femeii ne-au povestit că aceasta fusese plecată mai mulți ani în străinătate, iar vara trecută se întorsese definitiv acasă din cauza unor probleme de sănătate. Ei nu își pot explica motivul pentru care bărbatul ar fi vrut să o omoare. Potrivit lor, individul este o persoană destul de agresivă, mai ales când consumă alcool. Noi am suntem toți, N-am avut conflict de așa. Nu pot să-mi explic. E când sunt băta, poate alerga cu coasa. Eu de multe ori am luat coasa de mână. Individul a fost reținut aseară, imediat după ce a săvârșit crima. Dacă îi se va dovedi vinovăția, el riscă până la 15 ani de închisoare.